Frumoasa din pădure adormită. Au fost odată un rege și o regină, cărora, după mai mulți ani de așteptare, li se născu o fetiță. De bucurie, regele pregăti o petrecere cum nu se mai pomenise nici când în țară. Iar la petrecerea cu pricina, fură poftite și cele trei zâne bune, care rând pe rând urmau să înzestreze fetița cu cele mai alese daruri. Astfel, de la prima dintre ele, căpătă darul frumuseții, în vreme ce din partea celei de-a doua, pe acela al viersuitului plăcut. Din nefericire, până să apuce și cea de-a treia zână să-i hărăzească fetiței, în sala tronului se arătă și o zână rea, supărată foc că nu fusese invitată la petrecere. Așa că mânioasă aruncă asupra copilei un blestem cumplit. Când prințesa va împlini 15 ani, să se înțepe într-un fus otrăvit și să moară. Regele și regina încremeniră de spaimă. Dar tot atunci grăi și cea de-a treia zână bună. Din nefericire, nu pot îndepărta blestemul cu totul, dar am puterea să-l mai îndulcesc o leacă. Asta înseamnă că prințesa nu va muri, ci doar va cădea într-un somn adânc vreme de 100 de ani, iar vraja se va destrăma de îndată ce va căpăta sărutul adevăratei iubiri. Regele porunci ca toate fusurile de tors din regat să fie grabnic strânse și puse pe foc. Anii trecură și copila crescu, iar darurile cu care o înzestrase răzânele își arătară roadele. Fata era atât de frumoasă, de cuminte și de înțeleaptă, încât oricine o vedea, o îndrăgea pe dată. Chiar în ziua în care împlini 15 ani, umblând prin castel, prințesa dădu peste o scară tainică. Urcând pe treptele înguste, ajunse într-o încăpere unde se afla o bătrână ce torcea de zor la un fuior de in. Dar bătrâna aceea era chiar zâna cea rea. Prințesa se apropie de ea și o rugă să o lase să toarcă. Nici nu atinse bine fusul că se și înțepă într-un deget și a dormit pe dată. Dar cele trei zâne bune făcură în așa fel încât îi adormiră și pe toți ceilalți din castel ca să o însoțească pe prințesă în somnul ei cel lung. Trecură astfel mulți ani, iar castelul ajunse să nu se mai zărească de mărăcinișul crescut în jur. Nimeni nu cuteza să-i calce pragul de teama balaurilor care își făcuse răsălași prin preajmă. Într-o bună zi însă, un prinț curajos își croi drum până la castel. Aflând-o pe prințesa adormită, se îndrăgosti de ea și îi dădu un sărut. Sărutul care risipi blestemul. Prințesa se trezi și odată cu ea toți ceilalți din castel. Fata prinse drag de chipeșul prinț și nu după multă vreme cei doi tineri se căsătoriră. Numai că de data asta avură grijă ca la nuntă să fie chemate toate zânele din regat.